Lover din bumbac, lucrat mai lejer. Deci e un bumbac la care am pus un fir de lame. E lucrat pe Andreea mai groasă pentru a ieși mai ușor, așa, mai să fie mai lărguț, mai la lucrătură. E simplu, spatele e simplu, iar pe față am pus două rânduri de floricele, da? Deci trei rânduri pe dos, un rând de floricele, trei rânduri pe dos, 10 pe față, 3 pe dos, am făcut un melc, da, răsucit, și am continuat cu 3 pe dos, 10 pe față, 3 pe dos, floricelele din 3 ochiuri și 3 pe dos. Iar aici, unde am început să scad, deci am făcut anchiorul din melc. Da? Am făcut melcul aici și în continuare am început să scad la anchior. Iar aici m-am mutat în partea cealaltă ca să pot merge cu floricica până sus. Dacă continuam aici, să pierdeau undeva la scăzut. Ca să reușesc să o duc până sus, în momentul în care m-am apucat să scad, da? Deci când am scăzut aici, am mutat și floricica, am lăsat cele trei ochiuri de aici comune, iar floricica și celelalte ochiuri le-am mutat în partea cealaltă. Și e foarte interesant, a ieșit foarte de frumos, da? Aici am scăzut, deci am mers cu rândurile de la melc și cu rândurile pe dos și am scăzut aici până mi-au rămas trei ochiuri. Da? Deci astea 3. 10 și cu 3, 13 am scăzut aici și 13 ochiuri aici. Dar fiecare scade. Unul vrea anchiorul mai adânc, dar cineva place mai la baza gâtului. Da? Un jurnulez cu două mărgici, cu mânecuță nescăzută, deci mânecuță n-am scăzut la sub braț. Am mers drept. Aici am mers drept cu mânecuța până la cot. De la cot m-am apucat și am crescut. Da? La câteva ocolituri creștem un ochi. Și pe mânecă am pus un rând de mercișori. Și de o parte și de alta trei floricele. Da? De o parte și de alta a mercului floricele. Iar la mânecuță am făcut ca și la gât cu croșeta. Floricelele cu croșeta. Deci punem pe Andreea și facem un elastic pe dos, numai pe dos și pe parte și pe cealaltă pe dos. Da? 5 rânduri am făcut eu. Deci am pus pe Andreea și facem, deci dăm firul în spate și facem numai pe dos, de fapt numai pe față, da? Uitându-mă așa, văd lucrătura pe față, dar deci cu firul în spatele Andrelei. Deci am terminat primul rând. Ia ochiul nelucrat, dăm firul în spatele Andrelei, da? Și lucrăm tot așa, cu firul în spatele la Andreea.
Da? Și facem așa 5 rândulețe din astea pe dos. 1, 2, 3, deci 10 rânduri față de dos. 5 pe față, 5 pe dos, deci 10 rânduri. Deci luăm ochiul nelucrat. Lucrăm 3 pe dos. 3 pe față. 3 pe dos. Deci eu am să fac aici așa modelul de pe mânecă. Deci cele 6 ochiuri sunt pentru melc. 3, 4, 5, 6. 3 pe dos. 3 pe față. 3 pe dos. Și ochiul nelucrat din margine, în care nu luăm în calcul. Și facem așa 8 rânduri. Deci am făcut 1, 2, al doilea. Pe dos lucrăm cum cad ochiurile. Deci am făcut cele 8 rânduri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Și acum formez floricica și melcul. Ia ochiul nelucrat, 3 pe dos, dăm peste andrea, strângem toate 3 ochiurile într-unul singur, dăm peste andrea, 3 pe dos, iar la melc lăsăm 1, 2, 3 ochiuri, băgăm andreaua prin cele 3 din spate, le scoatem, pe cele din față, băgăm ochiurile prin spate, da? Apoi venim și le înșirăm pe cele 3. Deci, practic, răsucim 3 ochiuri. Și apoi le lucrăm. Trei, patru, 5, 6. Da? Deci le luăm pe cele din spate și le punem în față și pe alea din față le punem în spate. Și apoi continuăm 3 pe 2, dăm peste andrea, din 3 facem 1, dăm peste andrea, ochiurile pe 2 și ochiul nelucrat. Pe dos lucrăm exact cum vin. 3 ochiuri pe față, pe dos, pe față. Aici trebuie să lucrăm pe dos. Da? Aici iară 3 pe față. Acum am ajuns la melc, lucrăm 6 pe dos. Deci am lucrat deja 2 rânduri și mai fac încă 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Și după aceea iară formez floricica și un melc. Deci am făcut cele 8 rânduri și acum facem iară floricica și melcul. Ochiul nelucrat. 1, 2, 3 pe dos, dăm peste andrea, din 3 facem 1, dăm peste andrea, 1, 2, 3, da? Băgăm aici andreaua la ultimele 3, le scoatem pe primele,
Le înșirăm iară pe Andreea prin spate. 2, 3. Și le aducem și pe cele din spate și le înșirăm în față. Și apoi le lucrăm. 2, 3, 4, 5, 6. 3 pe dos. Dăm peste Andreea. Din 3 facem 1. Dăm peste Andreea. 1, 2, 3 pe dos. Și ochiul din margine. Și așa se formează, da? Melci. Acum iară facem 8 rânduri. Iară procedăm în acest fel. Și dau impresia că sunt răsucite. Deci câte 3 ochiuri dau impresia că chiar sunt răsucite.